Înainte să vă invit, dragi oameni ai lui Dumnezeu, să citim împreună cuvântul Domnului, care va inspira predica acestei seri, îngăduiți-mi să vă spun o scurtă întâmplare și mai apoi ce s-a întâmplat. Se zice că un bătrân, un bunic cu nepotul lui, a vrut să meargă la piață. Și drumul era lung și avea un singur mijloc de transport, măgarul lor de care se tot folosea pentru orice muncă. Atunci bătrânul, fiind în vârstă, s-a urcat pe măgar, nepoțelul cu un bețișor în mână se juca pe lângă și mergeau spre târg. Din sens invers, doi oameni se întorceau de la târg. L-au privit pe bătrân, pe măgar și pe copil pe jos și au spus, uite ce om neînțelept, în loc să pună copilul pe măgar și să meargă el pe jos, că oricum e bătrân și și-a trăit traiul, se menajează. Se menajează bătrânul. Când a auzit bătrânul acest reproș, s-a jenat, s-a coborât de pe măgar și l-a urcat pe nepoțel. Și au continuat să meargă. N-au mers mult că se întâlnesc cu alți doi care veneau de la târg. Și aceștia comentează și spun, iată-te om neînțelept, în loc să se urce el pe măgar că e bătrân, e obosit și copilul ar face bine să se joace, să alerge, merge el pe jos. Auzind acest reproș, bătrânul a luat atitudine și s-a urcat și el pe măgar. Și au mers și el și nepotul, amândoi, pe animal, spre târg. Tot mergând, se întâlnesc cu alți doi. Și aceștia comentează. Ia uite-i, domnule, și pe ăștia, vor să omoare măgar. S-au urcat amândoi pe bietul animal. N-ar putea să meargă pe jos. Bătrânul zis și făcut. Îl ia pe băiețel și coboară. Și continuă drumul spre târg. Dar nu merg mult că se întâlnesc cu o altă pereche. Și aceștia spun, am bătrânit și degeaba. În loc să folosească măgarul și să meargă pe el, uite-i cum merg pe jos. Și animalul merge degeaba pe lângă ei. Nu știu ce a mai făcut bătrânul. Aici se termină întâmplarea. Dar ceea ce vreau să vă spun este că atunci când stai între mulți oameni, vei avea foarte multe opinii. Noi suntem aici foarte mulți oameni, în seara aceasta probabil mai bine de 1000 de oameni. Și temperatura optimă pentru noi, pe care o reglează fratele Dinu, întotdeauna pentru unii este prea rece și pentru alții prea fierbinte. Cei care suntem sănătoși, avem o circulație a sângelui bună și mai suntem și energici de felul nostru, ne e prea cald. Și mergem la el și îi spunem, băi omule, dă-o mai jos! Sunt transpirat! Sunt și între noi oameni care au circulația sângelui mai înceată și mai ales femeile. Lor le e mai rece de obicei și merg și spun, frate, mai ridic-o că murim de frig. Și omul ăsta stă tot timpul cu degetul. Up, down, up, down, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Și a venit la mine și mi-a zis, frate Luigi, te rog frumos, spune-mi, domne, care e temperatura optimă în biserica asta, că eu n-ascult predică, n-ascult cântare, tot timpul stau la... Frați și surori, îngăduiți-mi în calitate de păstor și mai mult decât de predicator să vă cer să-l lăsați pe acest bărbat să hotărască temperatura optimă. Dacă vă este puțin frig, gândiți-vă că altora le este foarte cald. Cei care vă este puțin cald, gândiți-vă că altora le este foarte frig. Lăsați-l să hotărască temperatura optimă pentru noi, iar noi toți cei care suntem așa de mulți și așa de diferiți, să mulțumim Domnului că alții o duc foarte greu. Am venit doar de 2 luni din România și mi-aduc aminte cum era acolo la adunare iarna. Era o mare problemă să încălzești o biserică, pentru că este foarte scump. Este un har să trăiești într-o biserică ca aceasta, unde apeși de 2 ori pe bumb și se face cum vrei tu. Dacă avem un responsabil pentru toate, să avem un responsabil și pentru fixarea temperaturii. Și vă rog respectos în această seară, lăsați-l să-și facă slujba și primiți mulțumirile mele pentru înțelegerea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Încă o dată fac apel la copiii care sunt în biserică, părinți, fiți mai atenți la ei. Să putem predica și predica să ajungă la inimile oamenilor și să nu fiu deranjat nici eu în expunerea predicii și nici frații și surorile care au făcut drum lung, care își cheltuiesc timpul și gazul să ajungă aici, dorind să asculte cuvântul Domnului. Vă cer această îngăduință, nu pentru mine, ci pentru Regele nostru Iisus Hristos și pentru liniștea și bucuria celor care au venit aici ca să se simtă confortabil și să se bucure în prezența lui Dumnezeu. Acum haide să ne ridicăm, să redeschidem Evanghelia după Luca,
la capitolul 2 și să citim despre păstorii din Betleem. Este puțin cam prematur să citim textul acesta, însă intenția mea nu este să comentez textul, ci doar să mă leg de un verset și să prezint cuvântul Domnului din această seară. Deci, Luca, capitolul 2, versetele de la 8 la 14. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Haideți să rămânem în picioare în seara aceasta și să continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai stat până acum în casa Domnului și foarte probabil că cântarea de laudă ți-a vorbit. Acum urmează cuvântul de predică. Vă invit să vă rugați pentru mine. Rugați-vă să mă inspire Dumnezeu, să-mi dea suficientă putere duhovnicească, emoțională și trupească, să pot transmite cu succes pentru dumneavoastră cuvântul vieții. Apoi rugați-vă pentru dumneavoastră, dar și pentru această atmosferă să fie eliberată de duhuri de împotrivire și în seara aceasta să fie proclamat aici doar Regele Iisus Hristos. El a venit la noi, să-L lăsăm între noi, să-L lăsăm în inimile noastre, luptându-ne în rugăciune. Să ne rugăm împreună, Domnul. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Și mă rog Domnului să aveți suficientă disponibilitate pentru a sta liniștiți, să ascultați Evanghelia. Deseori sărbătoarea Crăciunului ne este atât de dragă încât uităm cu adevărat de semnificația ei spirituală. Ziua de aniversare a soției mele este mai puțin importantă decât ea. Soția mea este la fel de importantă pentru mine și în ziua aniversării ei și în celelalte zile. Ea este la fel de importantă pentru mine și când aniversează ziua ei de naștere și în celelalte zile. Ea este mai importantă decât aniversarea ei. Dacă ea n-ar mai fi, pe mine nu m-ar încălzi cu nimic sărbătorile și aniversarea unor zile. Ceea ce este important și aproape de inima mea este ea. Și pentru fiecare dintre dumneavoastră există o ea sau un el. Într-adevăr, este o bucurie când avem anumite sărbători, aniversarea unei anume zile. Însă, mai importantă decât ziua în care aniversăm, ziua de naștere, mai importantă decât sărbătoarea aceasta este sărbătoritul, este aniversatul. Cât de reală este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos pentru noi în această seară? Cât de reală sau cât de real este sărbătoritul Iisus Hristos pentru noi în această seară? Mai mult decât în jurul sărbătorii Crăciunului, în seara aceasta noi suntem în jurul sărbătoritului care a generat sărbătoarea Crăciunului. Mai mult decât în jurul unei amintiri, noi suntem în jurul unei realități. Mai mult decât în jurul unei istorii, că El s-a născut așa și așa și așa, noi suntem în jurul unei persoane. El este astăzi viu printre noi. Și mai importantă decât sărbătoarea, care conține mâncare specială, brad, și tot felul de podoabe, este sărbătoritul. Semnificația sărbătorii este mai importantă decât sărbătoarea. Sărbătoritul care stă la baza sărbătorii este mai important decât sărbătoarea. Foarte des suntem determinați să ne concentrăm asupra sărbătorii și să uităm de semnificația ei spirituală. Suntem tentați să ne concentrăm asupra sărbătorii și să uităm de sărbătorit.
Este ca și cum aș merge la aniversarea zilei de naștere a unui prieten și el nu ar fi acolo. Am stat la sărbătoare, dar el nu ar fi prezent. Eu aș putea să mănânc și acasă, aș putea să ascult muzică și acasă, aș putea să mă întâlnesc cu prietenii și acasă. Ceea ce este important pentru mine când merg la aniversarea cuiva este persoana care își aniversează ziua, nu sărbătoarea pe care el o creează. În această seară avem o sărbătoare și un sărbătorit. Ce este mai important pentru noi, sărbătoarea sau sărbătoritul? Pentru ce cheltuim mai mulți bani? Pentru sărbătoare sau pentru sărbătorit? Ce așteptăm cu mai multă pasiune, sărbătoarea sau sărbătoritul? Ce anume ne este mai drag sau dragă, sărbătoarea sau sărbătoritul? Ceea ce noi numim Crăciunul este de fapt acțiunea mântuitoare a lui Dumnezeu care l-a trimis în lumea noastră prin întrupare, prin fecioară, pe Fiul Său, Iisus Hristos, pentru ca să reabiliteze de sub mânia și justiția divină pe omul vinovat și acoperit de propriile păcate. Când primii oameni au căzut la examenul ascultării în grădina Edenului, Dumnezeu i-a pedepsit, făcându-i responsabil de păcatul lor. Dar în același timp le-a promis un mântuitor. În Genesa, în capitolul 3, versetul 15, este prima profeție mesianică. Și de atunci, până la Ioan 3:16, există un fir roșu care străbate toată Scriptura. Oamenii au uitat de promisiunea lui Dumnezeu. Isaia surprinde pe oameni, fiecare văzându-și de drumul lui, ca niște oi. Dar în timpul acesta, în care fiecare ne vedeam de idealurile noastre omenești, Dumnezeu organiza planul de mântuire și îl punea la punct, așteptând doar momentul potrivit să acționeze pentru ca să ne mântuiască. În tot timpul acesta noi ne căsătoream, noi zideam, noi dărâmam, noi ne vedeam de ale noastre, uitând că avem un suflet și este important să ne-l mântuim. Însă Dumnezeu, care este iubitor și milos de oamenii pe care i-a creat, timpul în care ei au pierdut din vedere sufletul lor și importanța sufletului lor, Dumnezeu a organizat planul de mântuire și a vegheat ca el să se împlinească pas cu pas. 4.000 de ani au trecut de atunci și oamenii au așteptat să vină Mesia, să vină unsul. A fost prima crimă, prima adulter, prima trădare și apoi a doua și a treia și milioane și milioane. Și oamenii au realizat că îndepărtarea de Dumnezeu i-a dus în faliment. Și au început să tânjească după cel ce urma să vină să repare lucrurile. Și să nu mai existe crimă. Și să nu mai existe adulter. Și să nu mai existe trădare. Să trăim într-o lume fără lacrimi. Într-o lume unde există doar iubire și iertare. Într-o lume ideală și perfectă. Pentru că oamenii gem, falimentari, loviți de toate aceste realități emoționale, familiale, personale care se întâmplă în lumea în care trăim. Și îl așteptau pe Mesia, îl așteptau pe unsul, îl așteptau pe Hristosul. Din nefericire, învățătorii vremii au început să învețe poporul că Mesia care va veni va reabilita politic, va reabilita doar social, va reabilita doar din punct de vedere militar. Îi vor scoate doar de sub robia romană, vor fi din nou granițele mari, va fi din nou libertate națională, identitate, aur și argint peste tot. Doar atât au învățat liderii religioși ai vremii și au uitat să învețe poporul că dincolo de sărăcie, dincolo de robie, există o robie a păcatului, există o moarte spirituală, există o despărțire de Dumnezeu. Există o urmărire divină a omului păcătos care urmează să fie condamnat de justiția divină ofensată de păcatul personal. Și mânia lui Dumnezeu o să vină peste oameni și infernul și iadul veșnic o să vină peste ei. Și Hristos a venit să-l reabiliteze pe om de sub păcat, din moarte
și să-i dea viață veșnică. Și într-o zi, într-o zi în care oamenii probabil l-au așteptau cel mai puțin, Biblia spune așa de frumos, la împlinirea vremii, după agenda lui Dumnezeu, care a ajuns la punctul zero, Hristos, într-o manieră absolut neașteptată, neașteptat de umilă, se naște în lumea noastră, întrupându-se prin fecioară, într-o manieră inexplicabilă, numită minune, împotriva legilor firii, împotriva legilor naturale. Și noi toți, oameni care populăm planeta Pământ, sărași sau bogați, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, suntem beneficiarii acestei mântuiri puse la punct de grația lui Dumnezeu, săvârșite de mila Mântuitorului întrupat în ieslea Betleemului și desăvârșită prin lucrarea sfântă și minunată a Duhului Sfânt. Și în seara aceasta suntem la Betania. Vă mulțumesc din nou că sunteți aici, atât membrilor bisericii și cât și dumneavoastră, dragi și scumpi prieteni. Suntem onorați să fim cu dumneavoastră. Însă ceea ce vreau să vă spun în această seară este că sărbătoarea aceasta de Crăciun și realitatea prezenței sărbătoritului între noi surprinde atitudinea noastră, așa cum a surprins-o pe acelor de atunci. Evenimentul întrupării lui Hristos pe unii a prins pe picior greșit, pe alții nu. Așa și astăzi, după 2000 de ani de lecție, dar neînvățată încă de toți, aniversarea a 2000 de ani de la întruparea Mântuitorului, aducerea aminte a întrupării sale, el nu se mai naște încă o dată anul acesta. Noi doar ne aducem aminte că în vremea aceasta se împlinesc în jur de 2000 de ani de când el s-a întrupat. Și astăzi, încă după 2000 de ani de lecție, încă neînvățată de unii, Hristos mai surprinde pe unii pe picior greșit. Sărbătoritul acesta în ieslea Betleemului este încă neacceptat de unii, încă neiubit de alții. Vreau în seara aceasta să transmit mesajul acesta pe care l-am numit Crăciunul sau sărbătoarea nașterii Domnului, între sărbătoare și sărbătorit. Și vreau în încheierea acestei introduceri să vă spun că între sărbătoarea cu brad, cu mâncare, colinde, prieteni și liberi de la serviciu și între sărbătoritul Iisus Hristos, care este Domn în inimă, este o mare diferență. Poți să-ți faci brad acasă sau nu, dar asta nu-ți garantează că sărbătoritul este aici și săvârșește lucrarea de iertare, oferindu-ți calitatea de fiu. Nu înseamnă că dacă sărbătorești Crăciunul la penticostali, la baptiști, la americani sau la români, sărbătoritul este Domn, Rege și Stăpân în inima ta. Între sărbătoare, care este un obicei omenesc, și între sărbătorit în calitate de Domn și de Stăpân în inima oamenilor, este o foarte mare diferență. Sărbătoarea este bună. Împodobirile noastre omenești sunt bune, dar câtă valoare au dacă sărbătoritul este tot în iesle, tot în grajd, tot departe de inima mea închisă și ocupată? Te chem cu prilejul acestei sărbători când ai îndrăznit să vii într-o biserică, de pildă Betania în seara aceasta? Te chem să te întrebi. Sărbătoarea o accepți, îți place, te bucuri de ea cu întreaga familie și te laud pentru asta. Însă dincolo de limitele omenești ale sărbătorii, unde este sărbătoritul? Unde este pacea pe care a venit să ți-o aducă? Unde este iubirea, liniștea, echilibru, verticalitatea, caracterul pe care a venit să ți-l aducă întrupându-se în lumea noastră printr-o fecioară? El a venit nu doar să creeze o sărbătoare, a venit să te mântuiască, să-ți ierte păcatele, să-ți dea calitatea din păcătos în iertat, din om care vei merge în iad în om care vei merge în rai, din om căutat de justiția divină să fie osândit, în om eliberat, grațiat, iertat de justiția divină, să fii eliberat și pus în libertate divină.
Pentru aceasta a venit Mântuitorul. Este aceasta o realitate în viața dumitale? Dacă nu, sărbătoarea aceasta nu are nicio importanță. Ai cumpărat bradul și îl vei arunca în primele zile din ianuarie. Va fi încă o sărbătoare, dar vei rămâne același om, singur, nemântuit, păcătos, care aștepți cu fiecare sărbătoare a Crăciunului pe care o petreci să vină judecata și mânia lui Dumnezeu și să dai socoteală de toate sărbătorile de Crăciun pe care ți le-ai permis să le trăiești fără sărbătorit. Ai avut sărbători, aniversări, dar sărbătoritul n-a fost niciodată prezent. Sau dacă a fost prezent, a fost doar un prunc cu care ai făcut ce ai vrut, dar niciodată un domn, un rege, un stăpân care să-ți poruncească cum să trăiești. Sărbătoarea Crăciunului ne învață câteva lucruri. Sărbătoritul cu prilejul acesta ne învață câteva lucruri. Venirea lui în lumea noastră ne învață ceva anume. Sigur că toți predicatorii care vor predica, toți pastorii care vor avea predici cu despre nașterea Mântuitorului în contextul acestor sărbători, vor surprinde nașterea Domnului tot din alt punct de vedere. Pastorul Cladovan miercuri, eu joi seara, fratele Luca duminică dimineața, va surprinde tot din alte puncte de vedere nașterea Domnului. În seara aceasta însă eu vreau să surprind acest adevăr și anume venirea sărbătoritului în lumea noastră cu prilejul acestui sărbători ne aduce aminte de câteva adevăruri pe care trebuie să le împrospătăm prin repetiție în mintea noastră. Primul, venirea lui în lumea noastră descoperă grija și iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Faptul că a venit la noi pe o planetă păcătoasă, blestemată, care urma să fie incendiată ca o expresie a mâniei divine. Faptul că a venit la noi să ne schimbe destinul veșnic, să ne reabiliteze din condamnarea pe care o meritam, asta demonstrează iubirea și grija divină față de locuitorii acestei planete care urmau să meargă în infern. Faptul că Dumnezeu ne-a trimis un mântuitor ca să schimbe destinul nostru, ca să ne scoată de sub condamnare, ca să ne ofere iertarea și grația divină, asta demonstrează iubirea lui Dumnezeu, a lui să fie gloria în veci, a lui să fie toată slava, toată onoarea și toată cinstea. Această acțiune de întrupare a lui Dumnezeu Fiul între noi, această dezbrăcare de slavă pe care o avea înainte să se întrupeze prin Fecioară, arată iubirea și interesul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, scăldat în lacrimi, în păcate, în durere, în frustrare și în groaza că vor merge în iad ca o consecință naturală a păcatelor lor. Dar într-o zi, la împlinirea vremii, Dumnezeul Fiul se dezbracă de dumnezeire, se naște prin Fecioară și vine în lumea noastră ca o dovadă suficientă că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Oricine ești în seara aceasta, deschide-ți inima și lasă ca mesajul acesta să-ți pătrundă în suflet. Lui Hristos îi pasă de tine. Când ești bolnav, când traversezi momente grele, când ești în depresie, când te simți singur, când te lovesc cu oamenii vrând sau nevrând, când împrejurările vieții te prind la colț, când nu mai ai soluții în această lume nedreaptă, ține minte mesajul Crăciunului. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Dacă a avut Dumnezeu o soluție pentru atunci, are Dumnezeu o soluție și pentru acum. Să nu te temi. Să nu disperi. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Așteaptă în liniște că ești doar un om și nu poți face nimic. Într-o zi, exact în ultimul moment la împlinirea vremii, se va zgudui și se va deschide cerul. Și o soluție pe care probabil nici nu o gândești va deveni soluția ta și vei zâmbi din nou. Nu dispera când plouă, va răsări și soarele. Nu te speria când este noapte, vor veni și zorile. Faptul că Iisus a întrupat demonstrează dragostea și grija lui Dumnezeu pentru noi. Însă procesul acesta al mântuirii omului a vrut să fie împiedicat de diavolul
care a reușit să-l fure pe om, Adam și Eva, din prezența lui Dumnezeu pentru o vreme. A reușit să-l scoată pe om de sub grația și prezența divină. Și văzând că Dumnezeu a reparat și a stricat omul, diavolul s-a înfuriat și a vrut să găsească o nouă metodă să-l trântească din nou pe om și să-l îndepărteze și să-l separe din nou, dacă se poate, pentru întotdeauna. Și în timp ce Dumnezeu organiza mântuirea omului, diavolul organiza o barieră în fața planului de mântuire a lui Dumnezeu. Și vă spun câteva din aceste bariere în această seară. Dumnezeu, ca să se întrupeze Iisus prin fecioară, a avut nevoie de un popor mesianic prin care Mântuitorul să se întrupeze. El nu se putea întrupa prin sirieni, prin cananiți sau prin alt popor. Trebuia neapărat prin Israel. Pentru că în Matei, capitolul 2, versetele 5 și 6, este citată o profeție din Vechiul Testament care spune: în Betleemul din Iudeea trebuia să se nască Hristosul. Pentru că tu, Betleeme, țala lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre toate căpetenile lui Iuda. Pentru că din tine va ieși Hristosul, nu din Siria, nu din Egipt, nu din Mesopotamia. Hristos trebuia să se nască în Israel. Și uitați ce face diavolul. Face ca pe scena istoriei să apară un mare imperiu, asirienii. Istoria spune că Asiria a fost cel mai crud popor și cea mai crudă armată care a existat. Au fost sadici oamenii aceștia. Poate cea mai sadică armată a istoriei umane. Ei au venit și au cucerit poporul lui Dumnezeu și l-au dus în robie. Acum nu mai avea din cine să se nască Iisus Hristosul, că poporul nu mai era acolo. Dar Dumnezeu aduce poporul înapoi. Însă diavolul trimite acum pe babilonieni și vine Nebucadnețar și ia din nou poporul prin care urma să se nască Hristosul. Ia din nou locul unde trebuia să se nască Hristosul și îl duce în robie. Dar Dumnezeu îl aduce înapoi. Și vin medoperșii și iau poporul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl aduce înapoi. Și vin grecii, Filip și Alexandru, și ia poporul. Dar Dumnezeu îl aduce înapoi. Și vin romanii. Fiecare imperiu a venit ca să ia pe Israel, să-l smulgă din patria lui, să-l împrăștie printre neamuri și să nu mai aibă identitate. Și dacă nu mai există Iuda, atunci Iisus nu mai avea prin ce să vină în lume. El trebuia neapărat să se nască pe pământul acela, din poporul acela. Însă Dumnezeu aduce din nou și din nou și din nou poporul în țară și îl păstrează cu identitate națională până când Hristos, printr-o femeie, printr-o fecioară, dintre toate femeile vremii care de 4.000 de ani sperau când nășteau un copil de parte bărbătească că îl vor naște pe Hristos, într-o zi, o fecioară îl naște pe Mesia. Observați, oamenii n-au știut, ei nu s-au luptat cu imperiile vremii, cu diavolul, ei au stat nepăsători, ei nici nu știau de planul lui Dumnezeu. Însă în providența divină, singur, Dumnezeu se lupta pentru ca Iuda să rămână, Israel să rămână și Mesia să se nască. Era nevoie de un popor mesianic și poporul a rămas între granițele naționale pentru că Dumnezeu l-a adus mereu și mereu și mereu înapoi. În fața acestei senzaționale grijă a lui Dumnezeu, ne plecăm cu umilință în seara aceasta și spunem: Doamne, câtă grijă ai avut pentru oameni! Te-ai luptat cu imperiile vremii ca să rămână Iuda între granițele naționale, pentru ca din Iuda să se nască Mesia. Mai mult de atât, era nevoie de un cadru social unde să se predice fără bariere naționale. Meastră, știți că fiecare cetate era o țară și fiecare țărișoară, cetate, avea un rege, o armată proprie, o politică proprie. Ce ar fi însemnat dacă apostolii, imediat după moartea Domnului, ar fi trebuit să ceară viză de intrare în toate țările? Însă Dumnezeu face să vină un imperiu care cucerește și anexează toate țările Orientului Mijlociu și îl face o singură țară, Roma. Și Pavel, născut în Iudeea, evreu prin naștere, dar cu cetățenie romană, are libertatea să meargă prin toate țările, prin toate cetățile, fără să aibă nevoie de vize
de la guvernele țării respective. Dumnezeu a creat o libertate geografică, o libertate națională, internațională, o libertate socială, în așa fel încât Pavel să meargă într-o singură țară, în țara Romei, în țara romanilor, în imperiul acesta care era fără margini. Mai mult de atât, era nevoie de o limbă, pentru că apostolii n-au predicat doar într-o țară, au mers în toate țările. În ce limbă ar fi predicat? Pavel ar fi avut nevoie de un tălmaci și la vremea aceea nu erau așa de culți oamenii ca astăzi. Nu erau așa de specialiști în limbi și nu exista așa mare relație între oameni încât să existe tălmaci așa de mulți ca astăzi. Însă face Dumnezeu să vină Alexandru Macedon, fiul lui Filip, un împărat puternic, să cucerească înainte de cezarul roman toate țările și limba greacă să se impună și să fie cunoscută ca o limbă comercială de toate țările. Și când Pavel merge, când apostolii merg, ei vorbesc liniștit în orice țară, liniștiți în limba greacă, că toți înțeleg. Și ce bine și ce frumos și ce nestingherit să predică Evanghelia. Cine a organizat aceste lucruri? Dumnezeu. În timp ce fiecare își vedea de drumul lui, Dumnezeu păstrează o națiune între limitele geografice ca să se nască din ea Hristosul, apoi deschide un orizont geografic unde apostolii merg fără probleme de viză, fără probleme sociale, fără probleme de naționalitate, și apoi creează o limbă comună, o limbă internațională, pe care o știau toți, că era limba franca, limba comercială, limba greacă atunci, și apostolii vorbesc în limba greacă fără probleme, pentru că ei o știau foarte bine. Toate aceste lucruri le-a pregătit Dumnezeu, însă știți bine că diavolul a vrut să oprească inițiativa lui Dumnezeu, însă ca de obicei, fără succes. Aceste informații au menirea să ne demonstreze cât interes a avut Dumnezeu ca să-L aducă în lumea noastră pe Hristos, pentru ca prin El să ne ia păcatele și să ne ierte. Stăm în contextul sărbătorii acestui Crăciun și ne întrebăm, Doamne, așa de mult ți-a păsat de noi, atât de mult te-a costat, te-ai luptat cu lumi spirituale neștiute și nevăzute de noi. Și în seara aceasta aflăm încă puțin din cât ai făcut pentru ca să ne mântuiești. Doamne, ne simțim atât de datori față de Tine și vrem să facem așa de mult de acum înainte pentru Tine, mai mult decât am făcut oricând altcândva, pentru că suntem datori cu viața și cu moartea. Suntem ai Tăi, Doamne. Te-ai luptat ca să ne ai. În seara aceasta ne declarăm proprietatea Ta. Noi și casele noastre declarăm că suntem proprietatea Ta. Nu mai vrem să aparținem nouă, nu mai vrem să aparținem altora, curentelor vremii, firii, ci vrem să aparținem Ție. Vrem să fim proprietatea Ta, fii și fiice în împărăția Ta. Vrem să reprezentăm interesele Tale în lumea aceasta și vrem să fim slujitorii Tăi conduși de Duhul Tău, Doamne. În al doilea rând, venirea în lumea noastră a sărbătoritului, Iisus Hristos, descoperă dragostea și sacrificiul multora pentru Dumnezeu. Priviți la Iosif și Maria. Nu vreau acum să dezvolt foarte mult subiectul acesta, însă puțin. Vreau să vă aduc aminte de faptul că Iosif și Maria s-au expus foarte mult ca să-L nască pe Mesia. În vremea aceea, dacă o fecioară avea un copil, ea era omorâtă cu pietre. Dacă exista o relație dincolo de limitele căsătoriei, extramaritală, sau avea o relație înainte de căsătorie, se numea curvie sau prea curvie și era omorâtă cu pietre. Maria a riscat să fie omorâtă cu pietre, pentru că ea avea un copil înainte să fie căsătorită, era doar în perspectiva căsătoriei cu Iosif. Însă Dumnezeu vine în ajutorul acestei tinere familii, în perspectivă. Vine la Iosif și îi spune... Tu trebuie să te căsătorești cu Maria, pentru că ea va naște și tu trebuie să o protejezi prin căsătoria ta cu ea. Că altfel ea va trece drept o femeie care a curvit și care a născut din flori. Tu trebuie neapărat să te căsătorești cu ea, dar fii atent, ea este fecioară, de la Duhul va naște. Tu trebuie doar să-i oferi protecția de soț, dar să nu ai, biologic vorbind, calitate de soț față de ea. Vă imaginați ce lucru greu i-a cerut domnului Iosif? Cum aș fi gândit eu dacă mi-ar fi cerut domnul lucrul acesta? M-aș fi gândit ce înseamnă de la Duhul Sfânt?
Cum să o mai iubesc eu pe fata asta care naște și eu n-am avut nicio relație cu ea? Sunt suspicios, sunt gelos, nu înțeleg. De ce tocmai mie trebuie să mi se întâmple asta? Cum de la Duhul? Și totuși Iosif a fost pregătit de Dumnezeu să accepte ca o dovadă de iubire acest eveniment în mare măsură neînțeles de el cu mintea omenească. De asemenea, Maria s-a expus. Putea ca Iosif să nu accepte și ea să treacă drept o femeie ușoară și să fie omorâtă cu pietre. Noi nu mai înțelegem contextul în vremea aceasta, că acum nu e nicio problemă dacă naște având sau nu bărbat. Dar atunci era diferit, era o mare rușine. Și Maria s-a expus. Maria urma să fie omorâtă cu pietre în orice moment dacă Iosif nu a acceptat. Dar aceste două persoane, cu o atitudine de credincioșie absolut sublimă, se expun spunând, iată roaba ta, iată robul tău, să se facă după cum spui, Doamne. Și au riscat viața. Ne uităm la creștinii anului 2003, penticostal, nu vorbim de alții, atât de nervoși, atât de răutăcioși deseori, atât de suspicioși, atât de nepregătiți să ierte, să iubească, atât de nepregătiți să se cheltuiască. De ce mie? Ce crezi că îți merge cu mine? Oameni care nu mai au dragostea manifestată a Mariei, care să spună, Doamne, m-ai ales pe mine să sufăr? Iată robul tău. Am să stau în această suferință, nu înțeleg de ce. Dar știu că este crucea mea și am să o port cu demnitate. Nu o să iasă din gura mea cârtire împotriva ta, pentru că tu ești stăpânul meu. Și eu accept drumul pe care vrei să merg. Îmi este greu, plâng, suspin, mă strivesc sub greutatea crucii pe care ai îngăduit-o peste mine sau peste casa mea, dar iată robul tău, să se facă după cum ai zis. Îmi este greu, Doamne. Mi-aș fi dorit și eu o altă soție sănătoasă. Mi-aș fi dorit și eu un alt soț sănătos. Mi-aș fi dorit și eu un copil întreg sau cu minte ca al altora. Mi-aș fi dorit și eu ca alții, Doamne. Dar eu sunt în teascul tău. Și pe mine apeși. Mie mi-ai dat o cruce mai grea ca altora. Și mă întreb, Doamne, de ce tocmai mie? De ce tocmai mie, Doamne? De ce nu mă lași un pic să răsuflu și mă apeși mereu și mereu și mereu? Că sunt doar un om și mi-e greu, Doamne, nu mai pot. Simt că încep să devin nemulțumitor și să nu mai înțeleg apăsarea crucii pe care o îngădui. Doamne, de ce? Suntem tentați să ne comportăm așa, însă Duhul Sfânt ne spune să spunem, iată robul tău. Iată roaba ta. Doamne, dacă asta este crucea care mă duce sus, atunci facă-se voia ta. Dacă acesta este drumul pe care trebuie să merg, atunci facă-se voia ta. Dacă asta aștepți de la mine, Doamne, demnitate, verticalitate, mulțumire, înfrânare, caracter, atunci le vei avea. Pentru că nu mai am mult timp să-ți dovedesc asta. De aceea mă grăbesc să te conving că tu ești important pentru mine, Doamne. Și că într-adevăr eu trăiesc pentru onoarea numelui tău. Iată robul tău este aici. Nu mai trăiesc pentru mine. Am practicat toate păcatele lumii, trăim pentru mine. Am vrut să mă satisfac, să-mi satisfac firea. M-am destrăbălat în multe feluri, Doamne, numind asta plăcere. Dar vremea aceea este o vreme iertată de tine, de care mie mi-este rușine. Acum mintea mea s-a schimbat. Acum trăiesc pentru tine, Rege veșnic. Acum am alte priorități. Nu strigarea, nu lipsa de caracter, nu neomenia, nu firea și mândria, nu aroganța. Iată robul tău, iată roaba ta. Sunt aici, Doamne, sunt aici și crucea ta mă apasă. Dar niciodată mai mult decât m-a ajuns să port. Niciodată. Iosif și Maria, doi oameni care s-au jertfit pentru Domnul, pentru ca El să se întrupeze.
De asemenea, magii din răsărit, alți oameni, alți trei, probabil mai mulți oameni, care s-au jertfit mult. Probabil ei au fost astrologi din răsărit. Însă foarte probabil să fi fost ucenici în școala lui Daniel. Cu siguranță Daniel a înființat o școală de gândire în Mesopotamia. Când a fost rob, orice om al lui Dumnezeu când s-a dus undeva, a lăsat o școală de gândire, un curent. Foarte probabil că magii aceștia au fost ucenici ai acelei școli. De ce spun asta? Pentru că ei au cunoscut cuvântul Domnului. În Numeri, capitolul 24, versetul 17, există o profeție pe care ei au știut-o. De unde au știut-o? Înseamnă că au citit scripturile. Foarte probabil că au fost astrologi. Foarte probabil că au fost ucenici ai școlii de gândire a lui Daniel din Mesopotamia. Foarte probabil că au fost și una și alta sau nimic din toate acestea. Nu putem ști cu siguranță ce au fost. Însă lansăm câteva perspective gândindu-ne că sigur ei au cunoscut profeția din Numeri. Acolo unde spune, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Și acești oameni s-au agățat de această profeție. O stea răsare din Iacov, o stea. Și când steaua a apărut pe bolta cerului, ei, doar ei, au spus, aceasta este steaua. Credeți că n-au fost oameni care i-au disprețuit? Ba da. Dar ei au spus, scrie în scriptură, aceasta trebuie să fie steaua. Realizezi acum cât de important este să înțelegi și să știi ce scrie în scriptură? Realizezi cât de important e să știi ce scrie în Scriptură? Nu trebuie să fii dependent de mine sau de un alt pastor, ci de Evanghelia lui Dumnezeu. Oamenii spun multe, însă trebuie să ai în inimă Evanghelia lui Dumnezeu. Trebuie să o ai așa cum scrie negru pe alb. Apostolul Pavel spunea, nu m-am ferit să vă vestesc tot ce este scris. Acești magi au înfruntat posibile tâlhării ale vremii, disprețul multora, o aventură care putea să se soldeze cu un eșec și să se întoarcă și să rămână în povestea satului respectiv până când mureau și copiilor să le poarte rușinea. Însă s-au agățat de o singură profeție, de un singur cuvânt. Ce au dovedit? Credincioșie față de cuvântul profetic. Credincioșie față de cuvântul Domnului. Câtă fidelitate față de Scriptură. Cu mult timp în urmă am auzit o afirmație pe care am scris-o în jurnalul meu personal. Nu vreau să știu nimic mai mult decât ce scrie în Biblie. Acesta a devenit motoul vieții mele de mulți ani. Copilăria mea spirituală a fost caracterizată de învățături greșite. Am încăput pe mâna unor oameni care mi-au spus că dacă beau cafea nu sunt mântuit. Dacă port cravată, nu sunt mântuit. Și multe altele de genul acestora. Și eu am crezut aceste învățături, în sinceritatea mea, am crezut că ele sunt adevărate. Și multe altele pe care nu-mi permit acum să vi le spun de aici. Dar așa am primit eu atunci. În timp însă, Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că nu tot ce am primit eu este bine. Și prin această Evanghelie, a venit peste mintea mea și peste conștiința mea lumina lui Dumnezeu. Puțin câte puțin, nu dintr-o dată, ci într-o manieră progresivă, ca un proces. Și am ajuns la un moment dat, atât de frământat, atâta muncă și luptă era în interiorul meu, pentru că nu mai știam care este adevărul. A fost o experiență teribilă atunci pentru mine. Probabil că într-o altă ocazie o să vă povestesc. Însă de atunci, în inima mea s-a format acest principiu, care astăzi îmi guvernează ființa și slujirea. Nu vreau să știu nimic mai mult decât știe Biblia. Nu vreau să aflu nimic mai mult decât spune Biblia. Nu vreau să spun nimic mai mult decât spune Biblia. Nimic! Știind sigur că în maniera aceasta nu voi greși. Păstorii de asemenea au plătit un preț. Oameni simpli care își pășteau turmele pe câmpiile Betleemului. Observați că ei spun, haide să ne părăsim turmele pentru o vreme, haide să mergem în oraș,
Haideți să mergem în casa aceea, în grajdul acela. Haideți să ne uităm să vedem semnul și să știm dacă este adevărat sau nu. În încheiere, al treilea lucru pe care îl descoperă venirea în lumea lui Mesia, unsului. Descoperă diferența dintre sărbătoare și sărbătorit. Să te închin lui Dumnezeu o zi din 365 pe care le are anul este sărbătoare, nu sărbătorit. Sărbătorit este când te închin 365 din 365. Să te pregătești, să te cheltuiești pentru sărbătoare și nu pentru sărbătorit este sărbătoare. Să te cheltuiești pentru sărbătorit este diferit. Să te raportezi la Mântuitorul ca la un copil înfășat în iesle, care nu-ți cere nimic, care nu-ți impută nimic, care nu-ți reproșează nimic, care nu te obligă cu nimic, este sărbătoare. Pentru că un copilaș te lasă să faci ce vrei. Dar Iisus nu mai este un copilaș. El este regele din Iuda. El are autoritate de domn și de mântuitor. Și el spune în această seară, cine mințea să nu mai mintă. Cine clevetea să nu mai clevetească. Cine a fost neserios să nu mai fie. Cine a fost obraznic și rău să nu mai fie. Ajunge că în trecut îl învață Domnul pe Petru să scrie în Evanghelie. Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor. Ajunge! De astăzi înainte fiecare să trăiți cu seriozitate, cu demnitate în adevărul lui Dumnezeu. Să vă luați acest angajament solemn. Nu doar sărbători. Și sataniștii și musulmanii și hinduși au sărbători. Însă sărbătorit au doar cei care s-au pocăit cu adevărat și manifestă pocăința printr-un caracter asemenea lui Iisus Hristos. Își măsoară cuvintele, gândurile, simțirea, sunt oameni ordonați, oameni civilizați, oameni sfințiți, oameni plini de Duhul Domnului, oameni care cunosc și trăiesc Evanghelia. În familie, nu falimentari. În biserică, nu falimentari. În viața personală, nu falimentari. Și sunt oameni care trăiesc cu Dumnezeu. Mai mult de atât, să prețuiești mai mult semnele decât pe cel spre care arată semnele, de asemenea este sărbătoare. Aduceți-vă aminte, semnele erau staulul, ieslea, scutecele, copilul. Astăzi ele nu mai sunt. Ele nu mai sunt importante astăzi. Au fost doar niște indicatoare. Atunci când eu am mers la Detroit, duminica trecută, am uitat să vă aduc salutări de la bisericile Domnului de acolo și de la frații păstori. Pentru mine n-au fost importante indicatoarele decât pentru a vedea ce îmi spun. După ce mi-au spus, ia-o la dreapta, pentru mine n-a mai fost important indicatorul acela. Pentru mine era important destinația, Detroit. Am văzut multe indicatoare, le-am folosit, le-am lăsat să mă învețe și le-am lăsat în urmă. Nu erau importante pentru mine. Important era destinația mea. Ieslea, scutecele, toate acestea au fost doar niște semne, niște indicatoare ale vremii. Steaua a fost doar atunci. Ceea ce este astăzi important este cel spre care arătau indicatoarele acelea. Mesia, Mântuitorul, el este important, nu ieslea. Dincolo de felul în care vezi sărbătoarea, sărbătoritul este important. El nu mai este un copil astăzi, așa cum îl vedem în felicitări, drăguț și pus în scutece. El astăzi stă pe tron, stă pe cruce pentru noi. El este Dumnezeu, stă la dreapta lui Dumnezeu și vrea să ne ierte păcatele. Aceasta este o mică parte din istoria întrupării, din realitatea întrupării și din consecințele întrupării. În fața acestui eveniment, care ne prezintă o grație divină neînțeleasă de noi, dar și o indiferență de multe ori afișată, ne întrebăm, de fapt, ce înseamnă Crăciunul pentru noi? O sărbătoare cu entuziasm sau un sărbătorit de care ne aducem aminte la Crăciun? Pentru mine Crăciunul este un moment în care mi-aduc aminte de Iisus. Cu sau fără brad, mi-aduc aminte de Iisus Hristos. Cu sau fără prieten la oaltă, sărbătoritul este același pentru mine. Cu sau fără beculețe, sărbătoritul este la fel de important pentru viața mea. Cu sau fără tot contextul acesta de podoabă, cu sau fără el, sărbătoritul guvernează ființa mea, vorbirea mea, prioritățile mele, valorile mele, prezentul meu în perspectiva viitorului.
Sunt aici ca să trăiesc pentru El și să-i slujesc pe oamenii la care El m-a trimis. Pentru că Iisus Hristos este mai important pentru mine decât sărbătoarea amintirii nașterii Lui. În această seară, vă chem pe toți cei care sunteți aici jos sau la balcon, dragi prieteni, care nu v-ați luat odată un moment în viață ca să-L acceptați pe Iisus ca pe sărbătoritul ce vă schimbă destinul, dinspre iad înspre cer. În această seară, în calitate de om al lui Dumnezeu, vă cer să vă luați o clipă și să înțelegeți că sărbătoarea nu vă ajută cu nimic, ea trece ca și cum n-a fost, însă sărbătoritul rămâne și vă mântuiește. Sărbătoritul într-o zi îți va deschide ușa să intri în împărăția lui Dumnezeu și îi va spune lui Dumnezeu: Tată, aici sunt păcatele pe care El le-a făcut și pentru care eu am murit. Iartă-L, Tată, pentru că eu am murit în locul Lui. O sărbătoare nu poate să te ierte, dar un sărbătorit te iartă. În această seară te invit, deschide-ți inima și ia o decizie. Este Crăciun 2003. Nu știi dacă îl vei mai apuca pe cel din 2004. Poate vor veni alte avioane, poate vor veni alte prafuri, poate va veni un alt hard attack. Poate, poate, poate. Suntem atât de vulnerabili. Însă este Crăciun 2003 și nu ne permitem să ieșim afară, nici până măcar va predica pastorul Cladovan miercuri seara sau fratele Luca duminică dimineața. Și în această seară aici, în prezența Duhului Sfânt, vrem să luăm decizie pentru viitorul sufletului nostru. Vrem cu Iisus în cer și vrem acolo să fie casa noastră, fiecare copil, nevasta și soțul nostru. Vrem asta din tot sufletul. De aceea ne vom ruga în această seară. Te rog, roagă-te Domnului, crede în ceea ce te rogi, roagă-te cu credință, imploră mila divină. Dacă te simți vinovat, spune: Doamne, iartă-mă, știu că mă iubești, știu că ai venit în lumea aceasta și pentru mine, știu că ai schimbat istoria și de dragul meu. Sunt aici și mă pocăiesc înaintea ta, Doamne, mă jenez de vinovăția mea, îmi pare rău de copilăriile mele, de slăbiciunile mele, de ceea ce mi-am permis ca un nebun, Doamne. Dar în țara aceasta stau înaintea ta, regret, Doamne, și îmi cer iertare, lasă-L pe Duhul Sfânt peste mine, dă o sfântă pocăință în viața mea, Doamne. Și pregătiți să faci asta alături de mine și alături de toți cei prezenți aici, cu toții sunt oameni. Însă cu toți avem șansa să ne pocăim. Vă invit să ne ridicăm și rugându-ne să ne pocăim, știind că Dumnezeu ne acceptă. Amin.